Uitați ce bucată frumoasă de pastram o să iasă din asta. Am plecat de la stână, am luat vițelul ca să avem toată toamna, iarna să avem ce prepara și să facem anul acesta cârnați de vită cu porc. Vor fi ceva nemaipomenit și abia aștept să încerc. Momentan o să facem pachete și lăsăm pentru atunci când vom tăia porcul. Urmează să facem pastrama de vită, care ne-am pregătit-o, am pregătit-o deja de la stână de fapt. Mi-a tranșat-o cel de unde am luat-o și mergem să preparăm tot ce trebuie. Vă salut din nou! Am ajuns acasă cu vițelul, au trecut câteva zile, eu am separat tot, am pus la pachete pentru iarnă tot ce aveam nevoie, mușchii deoparte, oasele și carnea pentru tocat. Eu am băgat-o la ladă pentru că urmea să facem cârnați din ea, dar atunci când vom tăia porcul, ca să amestecăm porc cu vită. Eu am pus deja carnea pentru pastramă la sare, o las cam 3-4 zile și am și desărat un pic la ea. Mai mergem încă o dată să o mai spăl și după aceea ne apucăm să o preparăm, să o facem pastrama finală. Rămâneți cu mine și imediat o să vedeți exact cum facem noi pastrama. Eu mi-am pregătit toate ingredientele, tot ce trebuie să punem și vor fi câteva ingrediente doar. Am nevoie de carne de vită, sare, piper, cimbru și niște vin roșu sau negru. Eu o să pun niște vin negru pentru că mă ajută foarte mult să frăgezesc pastrama și să-i dea o aromă foarte, foarte interesantă. Primul lucru foarte important când puneți pastrama, neapărat să puneți un strat de sare jos, pe primul rând. Sare, piper și cimbru. După ce ați pus primul strat, adăugați carnea, peste carne puneți condimentele, ce dorește fiecare. Eu v-am zis, sare, cimbru și neapărat un pic de piper. Cimbru, un mic secret să zic așa, trebuie să aveți cimbru făcut de dumneavoastră sau dacă nu îl căutați la piață. Să nu luați cimbru la pachetele din acelea sau la diferite borcane, pentru că nu o să fie gustos. Are alt aromă, eu l-am luat din piață, nu l-am făcut, eu recunosc. Cumpăr de la o femeie mai în vârstă și știu sigur că îl face acasă. Filmează un pic aici să arăt cum se pune. Deci am pus primul strat de carne. Urmează să aranjăm al doilea. Am pus condimentele. Următorul strat îl aranjăm frumos. Și acum venim iar cu condimentele. Acum să știți, dacă afară este cald, trebuie să aveți neapărat un beci sau o cămară răcoroasă. Și dacă nu este frig, nu e iarnă, să-i dați un pic mai multă sare la carne. Ea o să iasă un pic mai sărată, că dacă nu îi dați sare suficientă, o să se strice carne. Noi nu o vom lăsa foarte mult și o vom scoate imediat un pic la vânt și îi dăm fum. Și după aceea la pachete la ladă. Uitați ce bucată frumoasă de pastram o să iasă din asta. Eu nu le tai, nu le mărunțez momentan. Întâi le pun, le las în mustul lor, le scot la vânt, le dau câteva ore fum. O să vă arăt de fapt toată rețeta și după aceea o să le tranșez definitiv. Și o să pun pur și simplu la pachete. Am terminat de aranjat pastrama.
Deci ea e pusă în straturi. Strat de carne, prima dată condimente, exact ce puneți dumneavoastră, carne. Iarăși dăm condimente și sare, carne. Iar condimente și sare, carne. Deasupra, eu îi dau un pic mai multă sare, pentru că acolo o să intre aerul direct în contact cu carnea și vreau să fiu sigur că nu se întâmplă nimic. Acum, cel mai important lucru, din punctul meu de vedere, am încercat multe variante de pastramă, dar atunci când am pus vin închis la culoare, vin roșu sau negru, pastrama are un gust mult mai bun și e mult mai fragedă. Am învățat lucrul acesta de la cineva, nu am crezut până n-am încercat eu. Așa că vă sfătuiesc să încercați să puneți un pic de vin separat, să faceți câteva bucățele de pastramă, să vedeți diferența la gust și la textură. Vinul nu-l turnați peste tot pentru că o să se ducă toată sarea deasupra. Eu mi-am lăsat un loc și undeva într-o parte o să turn tot vinul. Ea o să ducă peste tot și în felul acesta nu așteptăm să curgă, nu o să ia toată sarea de deasupra. Dacă carnea nu s-a acoperit acum, să nu vă faceți griji. Carnea oricum o să-și lase mustul ei și o să vedeți că o să fie acoperită de toate condimentele și sucul care o să-și lase. Doar să lăsați la un loc răcoros. Zilele acestea se anunță oricum un pic mai răcoare, deci e spre avantajul meu. Eu voi lăsa carnea în bites cam 3 zile. După 3 zile o luăm și o punem la vânt. Să înceapă să o suce. După aceea o să-i dau și fum câteva ore și o voi băga la pachete. După aceea o tranșez, o fac bucăți și o pun la pachete la ladă. Sper să-mi iau până atunci un aparat de vidat pentru că am văzut diferența e foarte mare între a pune în ladă vidată carnea și nevidată. Vidată o să-i se păstreze foarte mult din aroma ei. Vedem ce o să facem. Momentan am terminat și o lăsăm 3 zile. Aceasta este rețeta, să zic, nu vreau să-i spun rețeta originală, pentru că sunt multe rețete originale, dar se apropie foarte mult de cea pe care bunicii noștri o făceau. Ei aveau vin de fiecare dată, cimbru făceau 100%, sare și piper sigur aveau. Așa că mai tradițional de atât nu cred că există. Usturoi eu nu am pus, pentru că usturoiul oxidează foarte repede și o să-i dea un gust un pic neplăcut. Usturoiul o să-i pun atunci când o punem pe grătar sau o facem la tuci, ca să fie usturoiul proaspăt. De aceea vă sfătuiesc să nu-l adăugați în pastramă sau dacă l-adăugați să aveți foarte mare grijă. Dacă aveți întrebări legat de rețeta de pastramă, eu am făcut deci pastramă de vită de data aceasta, urmează și pastramă de porc, dar să vină un pic frigul. Pentru orice întrebare aștept în comentarii, o să vă răspund tuturor la ce mă pricep. Unde nu mă pricep, întreb și eu și vă răspund oricum cu mare plăcere și mare drag. Rămâneți pe canal, o să urmeze câteva rețete și câteva clipuri foarte interesante. Trebuie să culegem strugurii, să facem zacusca de dovleac, să facem dovleac la cuptor, să terminăm pastrama, o să vă arăt, afumătoarea este în construcție, o să vă arăt și cum o fac eu, poate vă dau câteva idei să o faceți și dumneavoastră. A venit toamna și este sezonul cel mai frumos din punct de vedere culinar. Reparăm pentru iarnă tot ce avem nevoie și pregătim toate bunătățile pe care le vom avea de Crăciun pe masă. Așa că până la viitoare vă urez o săptămână frumoasă și ne vedem la următoarele clipuri. La revedere!